Săptămâna a 2, 8 martie, aduce noi locuri de muncă pentru sălejeni. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, în această perioadă sunt 74 de locuri vacante. Pentru sălăjenii care doresc să muncească în producție și prestări servicii, există 13 joburi. În comerț sunt disponibile 7 joburi. În construcții se găsesc 15 locuri de muncă. În industria alimentară și turism sunt 8 posturi vacante. Industria confecțiilor oferă 28 de locuri de muncă. În industria lemnului există 2 locuri vacante, iar în domeniul sănătății și asistenței sociale este disponibil un loc de muncă. Pentru mai multe informații, cei care se află în căutarea unui job pot să se adreseze Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj pe strada Tudor Vladimirescu, bloc P40, Zalău, sau la telefon 0260 616 317.